Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou video. Înainte să începem acest video, v-aș ruga pe toți să apăsați butonul de like. Practic mergeți pe tastatura acolo, pom pom pom, butonul de like. Și subscribe dacă sunteți noi pe canal. Apasă butonul. Băi băieți, în episodul ăsta o să facem un roleplay mai Caterin că puțin. De ce? Pentru că pe serverul ăsta cronic poți să suni oamenii pe server, indiferent de locația lor, și vorbești cu ei vocal. Ce o să facem noi? Sunt aici în Banca Fleca și m-am băgat aici, gen prin ușa aia m-am băgat aici și o să mă dau drept angajat de la bancă. Și ce o să le spun oamenilor? Băi, bă, oamenilor, ei sun și le zic, veniți la bancă că aveți datorie, vă iau casa, vă iau masa, mă înțelegeți? Haideți să vedem dacă reușim să chemăm pe cineva. O să sun pe apel 10, pe Nașu Cuțitaru, ia să vedem Nașu. Elena, dacă răspunde. Ia zi, bossule. Alo, bună ziua. Da, boss. Bună ziua. Numele meu este Florentin Eustache și sunt, vă sun în legătură cu, adică din partea companiei, adică din partea băncii Fleca. Aveți 2 minute la dispoziție? Da. Deci, domnule, ce vreau să vă spun? Cu cine am plăcerea să vorbesc? Păi dacă dumneavoastră m-a sunat din partea băncii Fleca. Păi da, aici nu scrie așa, Nașu Cuțitaru sau ceva de genul scrie aici pe foaie. Exact. A, dumneavoastră sunteți. Exact. Gata, domnul, am înțeles. Da, da, da. Eu sunt în persoană. Așa, domnule, ce voiam să vă spun? Stați-mă un pic, închid și vă sun din nou, închid și vă sun din nou, stați un pic. Că nu știu ce se întâmplă, să mă băie, se blocase ăsta. Gata, da, domnul, am revenit. Deci, domnule, deci vă sun din partea băncii Fleca. Vreau să vă spun că aveți o datorie la noi, mă uit chiar acum pe calculator, aveți o datorie la noi de $1000. Am plăcerea să vă anunț că dacă veniți astăzi până în ora 12, puteți să plătiți doar $700, domnule. Este o ofertă... Sunt pe nevastă mea, se vede. Are impresia că nevastă mea o comandă că de pe la avon și da, mă duc eu să mă iau de ea. Vă aștept aici, domnule. Deci vă aștept aici la bancă și când aveți timp să plătiți. Dar astăzi, că dacă nu se prelungește, se bagă dobândă și va trebui să plătiți foarte mult. Deci eu vă fac un favor acum doar și... Doar 700 de dolari. Doar 700 astăzi, sigur, sigur că da. Înseamnă că numai cremă și-o luat. Da, cred că nevastă mea și-o fi comandat vreo cremă cu cardul, cred că pe internet iarăși. Uita, nu știu, domn, dar apăreți aici ca restanță și na, nu e bine să, că vă bagă în băstea și na. O să revin imediat. Haideți că vă aștept la bancă, că mai am de sunat câțiva oameni. Vă doresc o zi minunată și vă așteptăm aici. Banca Fleca a fost. Cu noi banii dumneavoastră sunt în siguranță. La revedere! La revedere! Băi, l-am sunat pe primul și am zis să vină la bancă, nu pot să cred, frate. Atenție! Ai grijă, garda e în spatele tău. Hai să stați așa, să vedem. Hai să ne mai uităm dacă mai sunt, ce player mai sunt. Nu, aici mă, stai așa un pic. Și pe cine putem să sunăm? Unde mă, player list, user list. Hai să sunăm pe 85, îl sunăm. 85. ID invalid, dar de ce ești ID invalid? Nu vreau să merg eu, dar nu știu de ce. Că sunăm pe băia, pe domnul ăsta. Alo, bună ziua! Alo! Da, domnul! Bună ziua, domnule! Dragoș la telefon? Da, domnule. Bună ziua, domnule! Sunăm din partea băncii Fleca, domnule. Numele meu este Eustache Vladimir și sunt agent de cont aici la bancă, domnule. Ce vreau să vă spun, domnule? Se pare că dumneavoastră sunteți restant la noi cu suma de $1000, domnule. Și am plăcerea de a vă anunța că dacă veniți astăzi până în ora 12, puteți să plătiți doar $700, domnule.
Deci eu sunt la banca, lucrez aici la banca Fleca din centru. Vă aștept astăzi până în ora 12 și puteți să plătiți doar 700 de dolari din datoria dumneavoastră pe care o aveți de 1000 de dolari, domnule. Doar astăzi până în ora 12 rețineți acest lucru. Acum va trebui să închid, domnule. Vă aștept cu mare drag. Să aveți o zi bună. La revedere. Întâlnim la showroom, domnul. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, domnule. Ce s-a întâmplat? Alo? Ați venit, noi, dar repede ați venit, măi, domnule. Cum ați venit așa repede? Păi eram în față, aici m-a sunat. A, erați aici. Haideți, domnule, trebuie să faceți plata. Deci 700 de dolari astăzi și vă șterg de pe lista de datorii. Numele Dragoș, ia să văd. Aveți banii să-mi dați? Ia ce bani. Domnul, plătiți? Da, domnul, cât? 700, domnule, 700 de dolari, sigur. Eu banii. Domnule, am primit banii dumneavoastră, haideți să vă șterg de aici, de la datorie. Deci, domnul Dragoș, pac, vă așteptă. Domnul, vă întere de... Poftim? Scot de aici niște bani de la bancomat de aici. Nu, gata, domnule, gata, puteți să plecați, sunteți liber. Bună ziua, domnul. La revedere. Dacă scot 1000 dacă ăsta, știi? Poate, nu știu, mai sunt ceva. Au venit, ăsta-i nașul cu țitarul, a venit să-mi dea banii, frate, ești nebun la cap. Ia uite. Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnule. Dar unde sunteți? Că nu vă vedem după teșghea. Gata, vă văd. Aici sunt, domnule. Bună ziua, eu sunt Vladimir Eustache, domnule. Sunt ofițer de cont la Banca Fleca. Sunteți una dintre fericitele persoane pe care le-am sunat astăzi? Da, domnule, dar asta e Fleca. Fleca, domnule, Fleca. Dați o de noi afară, pe nouă, să nu fi greșit banca. E aici, domnule, uitați-l aici înăuntru. N-ai greșit-o. Da, mă, uite, scrie mare și sus. N-ai greșit, dacă te-am adus. De asta zic. Da, domnule, ia spuneți. Deci, domnule, după cum vă spuneam la telefon, dumneavoastră apăreți în contul pe care l-ați deschis împreună cu soția dumneavoastră, apăreți aici ca restant 1000 de dolari, domnule. Iar noi avem o ofertă nouă în această bancă și se numește... Iartă un cetățean, iar dumneavoastră sunteți iertat practic, dar nu de toată suma, pentru că este o sumă impresionant de mare și sunteți iertat, da, domnul, de... Da, eu cu... Spuneți. Eu cu cine trebuie să mă cer, că nevastă mea ce vreau să facă ca două perechi de ochelari, după cum vedeți nu am ochelari, dar banii trebuie să-i dau, văd că. Păi domnule, trebuie să vă certați, de unde ați comandat ochelarii? Eu ochelarii nu-i mai am. De unde ați comandat ochelarii? Păi, pe la Avon, pe acolo, că vreau să facă nevastă mea cadou, o pereche de ochelari. Păi, aia la Avon, acolo, numai... Am vorbit cu nevastă mea, am sunat-o. Nu-i bine la Avon, domnule. Zice că pe card eu la banii. Păi de asta zic, domnule, apăreți restant aici, deci... Practic, banca a plătit în numele dumneavoastră... Cum se numesc? Acei ochelari. Iar dumneavoastră acum trebuie să dați banii băncii, domnule. Păi cum, îmi ia și de pe card și mai dau și bani de bună. Păi nu, domnule, de pe card, dacă... Eu cu ochelari tot nu mă aleg. Ai plătit de două ori perechea de ochelari, că nu prea am probleme. Odată, adică... domnule, odată, că... Odată a plătit banca pentru păi ei. Păi și nu puteți să vă uitați, să vedeți dacă mi-a luat de pe card bani, adică... Păi dacă, zic, dacă n-aveți bani... Că e o taxat-o. Păi nu, domnule, că ăsta e contul de economii, nu umblăm în celălalt cont. Păi și 700, cât trebuie să plătești normal? 700, 1000 de dolari, domnule, atât au costat ochelarii, eu știu ce și-a comandat soția sau ce ați cumpărat. Păi ochelarii, ce că vreau să-mi dea cadou. Cu schimbă și mie bagnota asta, de mai mici așa. Cu oferta asta de la noi, de la bancă, suntem cea mai tare bancă din oraș, puteți să plătiți doar... Gata, te-am schimbat. Doar 70%, adică 700 de dolari. Hai să plătești, ce bătaie dau la nevastră mea acasă, dacă o plătești de două ori. O bate pe nevastă. Da, așa, domnule, că plătim, asta e, ce puteți să facem? Se pare că am făcut și eu un împrumut la banca asta. Când trebuie să plătesc? Domnul, vă sunăm noi, domnule, vă sunăm noi dacă aveți datorii sau ceva. Stați liniștit. Bine, domnule, aștept un apel. Uitați, domnule, aici, sper să...
Îl suni, îl suni mine și pe băieți. Mi-a să văd că trebuie să sun acum, trebuie să dau avon în tribunal, domnul, că ochelarii văd că i-am plătit, dar ochelarii nu i-am. Poate nu i-au adus de la curier, domnule, că sunt aia nano, bano, bă, ce-a făcut? Fano. Dați-le bani. Treci, bă, și dă-i bani, da, domnule. Bă, ia ieși afară. Bă, ieși afară să stai la rând, bă. Nu ți-e rușine așa un pic, te bagi în față. La rând. Te plătești acolo, bă, că eu ți-am dat ce bani, bă. De bani înapoi, bă. Plătesc eu, plătesc eu. Ziua, eu sunt Abadul Bombardierul. Ce se întâmplă aici? Ieși afară. Am primit banii, domnule, mulțumim frumos, sigur că da, sigur, sigur. Bună ziua, băieți! Domnul, aici se pot depozita banii, că am ceva avere de la bunica mea. Sigur, sigur, veniți da, aici cu banii, aici sigur. Se poate. Ok, cum se fac actele și celelalte? Veniți aici lângă mine și ceilalți, vă rog, formați o coadă aici, nu stați toți așa în bulzeală, că nu pot să lucrez așa. Încă... Încă o întrebare, domnul. Formați-mă coadă, ca la Black Friday. Îmi dați și mie chitanța aia să pot să plec, domnul. Da, sigur, stați o scola imprimantă. Gata, domnule. Ce faceți, domnule bancher? Poftiți chitanța. Deci, gata, da? Am ruginit. Da, domnule, azi. Acela. Okay, domnule bancher, vi s-a ruginit imprimanta? Așa, am auzit? E veche. Pot să depozitez și celule extern? Și ceva păr, panchelie și... Nu, domnule, aici doar bani, nu este banca Fleca, domnule, cea mai bună bancă. Ok, domnule, ok, cam care e limita de bani, că aș avea ceva moștenire de la bunica mea. Ce, nu avem limită de bani, nu avem limită de bani. Ok, cum vă dau, că sunt mai mulți oameni pe lângă mine și să nu dau oameni... Domnilor, ieșiți afară, domnule, ieșiți afară din bancă să-mi dea bani aici, stați aici, pe călare pe omul ăsta. Gata, domnule, dați bani aici. Așa, domnul. Sunteți doamnă sau domn? Că dacă sunt domn, sunt domn, nu mă vezi, am părul lung așa. Ok. Care râs, mă? Asta râde de îndeată, să vezi ce banii dau lui. Ce, domnule, eu sunt un polițist. Eu mă numesc pe Dale Ioan. Domn polițist, dădeți-vă puțin că... Dădeți-vă puțin de aici, că îmi scapă... Îmi scapă banii în buzunarul omului greșit. Dădeți-vă puțin de lângă mine. Mai elibera zona, măi, ca să-mi dea și mie banii, măi. Trebuie să-i bag aici, încă. Poate să vi dea, domnule bancher. Dă-te, mă, puțin, mă, că vreau să-i dau banii omului ăsta. Domne, stați la coadă, domnilor, stați la coadă. Ce puțin, stați și voi la coadă. Ce coadă e aici sau ce? Mai rău ca la Black Friday, domnul. Domnul, lăsați-l un pic să dea banii, domnul. Eliberați un pic. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Domnul, ieși afară, domnul, că trebuie nou să dea BRD. Bani. Haideți, domnul, dați acum, acum e șansa dumneavoastră. Ați primit, domnul? N-am primit, domnule, nimic. Domnul? Gata, domnule. Ați primit. Eu am tras cu armă ca să nu fugă. Aolo, scuzați-mă. Eu am dat cuiva, nu știu cui am. Dar ce am făcut, domnul? Ce ați făcut? Ați lovit. Aolo. Stați așa, domnul, că trebuie să dau un telefon. Ia faceți frate ca să auși acest doamnă polițai. Zi. Dă-te puțin ăsta din bancă de aici. Domnul pun alb. Dă-te puțin ăsta. Nu vă împancetea. Alo, bună ziua. Alo, bună ziua. Domnul Pedală Ion la telefon. Spuneți, vă rog. Domnul Pedală Ion, bună ziua. Suntem de la banca Fleca și avem plăcere să vă anunțăm că ați câștigat o excursie, o baie clismatică, domnule. Deci sunteți fericit, cum să zic, fericitul câștigător a unei băi clismatice, domnule. Mulțumesc, domnule, sunt în fața secției, dacă vreți vin acum și iau banii. Nu, domnule, banii, eu nu sunt la poliție în fața, eu sunt la bancă, nu sunt la poliție, la bancă sunt. Știu, domnule, uitați-mă aici. Bună așa, ziua, dați-vă domnul, de la imprimanta stricată, bună ziua. Puteți să vă uitați pe te și că v-am dat niște bani. Oh, am primit banii, am primit banii, domnule. Ați primit, domnul. Dar stați acum să rezolvăm. Domnul Van. Ok, scrieți. Domnilor, vă rog frumos, eliberați zona. V-a spus domnul locotenent să eliberați zona, okay. Vă rog frumos. Nu e șeful meu. Vreau ștampila pe chitanța aia. Gata, domnul, stați că vă dau acum chitanță, stați așa. Da, ștampila, domnul. Mamă, au căzut dosarele astea peste mine. Da, aici. Aoleu, domnul. Aveți grijă că v-am dat ceva bani, dacă îi pierd. Vedeți aici? O vedeți? Da. Domnule bancher. Poftim. Mai este stricată poftim, imprimanta poftim. Dumneavoastră? Doamna, cum vă numiți? Domnul, pardon. Sunt
sunt Vladimir Costache. Domnul îi pedală Ion. Dați numărul. Deci dumneavoastră spuneți, domnule, spune. Fericitul câștigător a unei băi clismatice, domnule. Când dar vreți n-am s-o participat facem? La nimica. Păi da, aș vrea să o fac mai încolo, domnule. La dumneavoastră în bancă? Domnul ăsta care se mănască o femeie, dați-mi și mie numărul de telefon, poate mai vorbim, că sunteți frumos. Vă sun eu, vă sun eu, domnule, vă sun eu. Mă sunați, aveți acolo numărul de telefon pe o bancnotă de 500 de dolari, dacă o vedeți pe acolo. Că eu îmi țin numărul de telefon numai pe bancnotă. Stați că am un telefon de damă, scuzați. Bună ziua, domnule, m-auziți? Bună ziua, domnule, ce s-a întâmplat? Bună ziua, domnule. Eu sunt de la Banca Fleca, mă intitulez Vasile Dimitri, sunt ofițer de cont la Banca Fleca. Am neplăcerea să vă anunț că dumneavoastră sunteți restant cu 1000 de dolari la noi la bancă și va trebui să veniți personal astăzi până în ora 12 să predați acest ban, să depuneți banii în cont. Dacă nu, contul dumneavoastră va fi închis, iar dumneavoastră să fiți predat procurorului pentru neplată și probabil și evacuarea din locuința pe care o dețineți. Deci, cu alte cuvinte, este necesară prezența dumneavoastră astăzi, până în ora 12, să depuneți cei 1000 de dolari în contul dumneavoastră, domnule. Vă aștept la Banca Fleca din centrul orașului. Vă doresc o zi minunată și vă așteptăm. La revedere! O zi bună, la fel. La revedere! De la muncă atunci. Gata, domnilor, am terminat. Era un domn aici. Așa, domnul, am o întrebare. Cum aveți țâțele așa de mari dacă sunteți bărbat? Am văzut și spatele și fața, sunteți... De la tacos, cred, de la tacos. Nu, domnule, sunt prietenos cu șaurma, cu astea, ce să fac? Domnule, primesc alocația la bunica, domnule. Cum alocația la bunica? Alocația, cred că primești mâine. Bă, te-ai luat de bunica, mă? Da, de bunic. Domnilor, vă rog frumos să încerc. Păi dați-i afară, domnule, dați-i afară, când fac scandal aici, am la mine... Domnule, afară, vă rog frumos să eliberați zona, acum! Bine, domnule. Ieșiți afară. Hai, domnule, da, și tu te rog frumos dacă n-ai nimic de făcut. Da, domnule, să ieși afară. Doamna, domnul, aveți, aveți iubită. Domnule, domnul ofițer, dați-i afară, vă rog frumos. Domnule, acum afară dacă nu vă împuși. Și vorbiți cât mai puțin dacă domnule... puteți, domnul ofițer. Domnul, eu aici doar primesc bani, domnule, dacă vreți să scoateți bani de afară, domnule, eu un bancomat acolo. Sunt locotenent. Domnul locotenent, dacă se poate să vorbiți cât mai puțin, domnule, că sunteți sâsâi rău sau de numai domnul, dacă vreți bani, afară la bancomat, domnule, eu doar primesc bani aici. Haideți că trebuie să mai dau niște apeluri, nu mă rețineți aici. Vreau să mă angajez și aici, domnul. Domnule, te rog să eliberați zona, vă rog frumos. Mai sunăm pe cineva, băi, să ne dacă... Dar vreau să mă agajez și eu, mă. Ăsta nu răspunde, frate. Nu răspunde. Dacă sunt pe Pantera. Hai, mă, nu răspunde niciunul. Ce pusălăi, mă. Oh. Alo, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Domnule, vreau să vă spun că sunt de la banca, sunteți amândoi pe fir, că am făcut cu mai mulți, am făcut de asta. Cine e pe, cine mă aude? Măi, de ce a închis, mă? Hai, domnule, m-a sunat. Ce tot închide, mă, nu? M-a sunat, domnule. Bună ziua, domnule. A, bună ziua, domnule, ați venit, v-ați prezentat la bancă. Bună ziua, domnule. Deci ziua, după cum vă spuneam, da, aveți o datorie la noi de 1000 de euro, dar dacă plătiți astăzi până în ora 12, haideți mai încoace un pic. Dacă plătiți astăzi până în ora 12, trebuie să plătiți doar 700 de dolari, domnule. Ai numai bine, am banii, la mine. Sigur, domnule, și vă și share de aici, de pe lista de datorii și toată lumea e fericită, domnule. Așa este, trebuie să fim atenți, domnule. Oh, am primit și bani. Stați să vă șterg aici de la casă, sigur. Stați să vă șterg de la calculator. Pac, 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 pac. Să vă dau chitanța de la imprimantă. Gata, domnule. E ruginită rău. E veche, domnule. Poftiți chitanța, domnule. E veche. Vă mulțumesc frumos că ați plătit și că vă păstrați banii în siguranță la noi aici și nu sunteți datori sau ceva. Sunteți un cetățean model.
Da, vă mulțumim frumos. Banca Fleca sunt noi suntem noi ținem banii dumneavoastră în siguranță. Mulțumim. O zi bună. O zi bună. Domnule bancher. Spuneți domnule, ce s-a întâmplat? Aseară s-a dat multe jafuri aici, de ce n-ați fost aseară la locul de muncă? Am fost în concediu, domnule, astăzi am venit. Vedeți că astăzi am venit, m-am ocupat de treabă. Ați fost în Tenerife? Tenerife! Băieți, cam aici se termină, stați un pic băieți, că revin imediat. Cam aici se termină episodul nostru cu bancherul. Dacă v-a plăcut genul ăsta de episod în GTA Roleplay, lăsați și voi un like acolo, lăsați și voi un subscribe dacă sunteți noi pe canal, dați și voi share unui prieten să afle despre noi. Și ce să zic, lăsați un comentariu acolo dacă mai vreți să fac pe bancherul în GTA, mi s-a părut foarte tare și Caterinca. Am întâlnit și oameni care au venit la bancă și asta a fost foarte tare. Vă mulțumesc frumos de vizionare și noi ne auzim mâine dimineață la un nou episod. Sorry. Pa!